Salutare, omule drag, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Am câteva mesaje de la îngeri pentru tine astăzi, iar pentru a primi mesajul potrivit pentru tine, am să te rog să ții câteva secunde să te conectezi cu cărțile, iar apoi să alegi fie ceasul, fie coroana. Nu te grăbi și lasă-te condus de intuiție pentru a primi îndrumarea îngerilor și cea potrivită pentru tine. Te aștept cu un comentariu după ce urmărești materialul, să-mi spui dacă ai rezonat și cum ai primit această îndrumare de la îngeri. Bineînțeles, te aștept să apeși butonul de urmărire dacă nu ai făcut-o deja. Și îți mulțumesc pentru prezența ta astăzi aici. Să ne luăm câteva secunde. Eu am tras dinainte cărțile pentru a nu pierde timpul aici în video. Și hai să vedem dacă ai ales ceasul. Acesta este mesajul tău. Eliberează și abandonează-te. Este primul mesaj pentru tine. Concentrează-te pe a fi în serviciu celorlalți și fă-ți un cadou. Apoi avem în următoarele câteva luni succes și da. Îngerii astăzi îți spun că în fiecare moment îți sunt alături, în fiecare moment aduc către tine iubire și binecuvântări. Tot ce trebuie să faci e să deschizi brațele, să primești și să te eliberezi de orice fel de provocare sau orice fel de emoție negativă care te-ar putea împiedica să vezi binecuvântările din partea lor. Deschideți mâinile, deschideți brațele și deschideți inima pentru a primi iubirea și îndrumarea lor. Sufletul tău este pregătit să ofere iubire, să ofere bucurie în mediul exterior și să înnoate într-o apă care este constant plină de binecuvântări. Este ceea ce îngerii îți oferă în fiecare moment pentru a putea oferi la rândul tău binecuvântările de care ai parte, înțelepciunea de care ai parte. Ți se cere să fii prezent, ți se cere să rămâi ancorat în tot ce înseamnă iubire, în tot ce înseamnă generozitate, compasiune și empatie față de ceilalți. Indiferent de ceea ce alegi să oferi în exteriorul tău ca și serviciu, nu este niciodată prea puțin. Trebuie să oferi întotdeauna în exteriorul tău înțelegere și acceptare. Alegeți un scop, un țel, o meserie, un job care te poate ajuta să dai mai departe. Ceva ce faci cu pasiune, dar în același timp acel ceva trebuie să fie și pentru tot ceea ce înseamnă societatea din jurul tău. În momentul în care faci lucrul ăsta, în momentul în care te dedici să oferi
pasiunea ta și celor la alți, vei avea parte de succes. Dacă ceva îți stă în minte în momentul ăsta și nu ești sigur dacă este bine sau nu, ți se spune că este bine și că trebuie să-ți urmezi intuiția. Pentru a-ți urma intuiția, trebuie să dai drumul la orice urmă de îndoială, să dai drumul la orice frici pe care le ai și să te abandonezi, să lași viața să curgă către tine, să fii prezent, să fii atent la ce sincronicități primești în cale și apoi să îmbrățișezi aceste lucruri, pentru că sunt îndrumarea de care tu ai nevoie pentru a ști ce trebuie să faci pe mai departe. Nu este totul despre exteriorul tău, ci este totul despre tine, pentru că totul începe cu tine și atunci când tu ești într-o stare de bine, de pace, de liniște, când tu ai iubire către sine, toată energia asta pozitivă se revarsă asupra mediului tău înconjurător. Așadar, este foarte important să ai grijă de bunăstarea ta, să-ți oferi lucruri care îți dau o stare de bine, te mulțumesc sau îți aduc împlinire. În momentul în care îți oferi ție cu iubire, va exista echilibru și în ceea ce oferi în exterior. Va fi un echilibru între ceea ce îți oferi ție și ceea ce oferi acolo, în afara ta. Este foarte important să-ți menții energia pozitivă, pentru că din pozitiv creezi pozitiv și din negativ recreezi negativul. Așadar, fii recunoscător, fii prezent, fii atent la ceea ce primești și tot îngerii îți spun că în următoarele câteva luni de zile vei avea parte de un succes, vei avea parte de reușită. Hai să vedem, simt să clarific această carte. În următoarele câteva luni vei fi pus în fața unor alegeri, unei decizii și este foarte important să alegi diferitul, da? Nu zona ta de confort, nu ceea ce de obicei ai alege, să ai încredere în ceea ce este la momentul respectiv în viața ta, la ceea ce simți în sufletul tău și să te lași ghidat de lucrul ăla. Ce se va întâmpla în următoarele câteva luni? Ți se oferă posibilitatea să ieși dintr-un conflict, să ieși dintr-o energie care este foarte nesănătoasă. Este totul despre a alege sănătos pentru tine, de a face lucrurile mult mai diferit decât obișnuiai să le faci în trecut, da? Să iei alegerea opusă decât ceea ce ai fi făcut și în momentul ăla închei un ciclu negativ și te deschizi către abundență, către succes, către binecuvântare. Poate fi legat de partea ta financiară, de nesiguranțele de acolo, însă poate fi vorba despre oricare altă situație. Important este să închei acea energie negativă și poți face asta prin acționa diferit față de cum obișnuiai să o faci. Apoi, în următoarele câteva luni, energia se îmbunătățește și vei vedea abundența, vei vedea binecuvântările, oportunitățile care apar în calea ta. Te îmbrățișez cu drag. Dacă ai ales coroana, acestea sunt mesajele pentru tine din partea îngerilor. Nu ai de ce să te îngrijorezi.
ground yourself, adică cumva capătă stabilitate și tu ai grijă să lucrezi cu energia ta, caută un semn, abundență și acționează. Indiferent care este situația în momentul ăsta și îți provoacă neliniște, îți provoacă tumult interior, trebuie să înțelegi că nu ai de ce să te îngrijorezi. Ești în deplină siguranță, iar această situație este sub controlul îngerilor și al divinității. Ceea ce tu ai de făcut este să pui foarte multă iubire și foarte multă energie pozitivă în sufletul și în mintea ta. Nu da voie minții să te saboteze, nu da voie gândurilor să creeze neliniște. Pune iubire, emoție pozitivă în această situație. Iar apoi, odată ce privești această situație cu acceptare, asumându-ți responsabilitatea pentru ceea ce este, pentru alegerile pe care le-ai făcut, se va așeza această situație, va veni soluția, se vor rezolva lucrurile. Dacă ești în incertitudine, dacă nu știi exact ceea ce ai de făcut, amintește-ți că Universul, Divinitatea, Dumnezeu, Spirite, îți oferă în fiecare moment semne, îndrumarea de care ai nevoie. Așadar, fii atent la ceea ce este sau ce vine în calea ta, pentru că primești semne pentru ceea ce ai de făcut mai departe. Atunci când îți detașezi atenția de corpul tău fizic și de această lume fizică, te vei împământa, te vei așeza, te vei stabili. Trebuie să te detașezi de lumea asta materială, să privești mai mult în interiorul tău și mai puțin spre exteriorul tău. Nu te lăsa ghidat de normele societății, nu te lăsa ghidat de tiparele societății, ci lasă-te ghidat de ceea ce este în interiorul tău. Tu ai o voce și vocea ta este importantă și fiecare dintre noi avem posibilitatea de a face diferența aici, în forma fizică. Iubirea este starea care ar trebui să ne conducă pe fiecare dintre noi, nu invidia, nu gelozia, nu ura. În momentul în care te echilibrezi pe sine, poți oferi această energie pozitivă în exteriorul tău. Vei acționa cu foarte multă acceptare, cu foarte multă înțelegere și cu iubire pentru tot ceea ce înseamnă exteriorul tău, oamenii din viața ta, situațiile din viața ta. Absolut totul se va echilibra atunci când tu te echilibrezi pe sine. Pentru asta este nevoie să-ți înțelegi energia, să-ți înțelegi vibrația, să-ți înțelegi emoțiile, unde te afli în acest moment, ce este în dezechilibru în sinea ta, care este emoția predominantă din interiorul tău și, cel mai important, de ce ești în acea emoție, ce vine către tine și ajunge să declanșeze în interiorul tău acest tumult. Ești plin de abundență. Însă atunci când ne concentrăm pe ceea ce nu este sau pe ceea ce nu funcționează, pe ceea ce considerăm că este în neregulă, nu mai putem vedea abundența, nu mai putem fi recunoscători. Trebuie să acționezi către propria persoană, trebuie să descoperi energia ta și motivele pentru care te afli în această energie
în momentul ăsta. Cere îndrumare în fiecare moment, da? Pentru că este o conexiune foarte puternică între tine și divinitate. Însă uneori îți negi vocea interioară, care este vocea divină, pentru că te lași foarte mult condus de ceea ce vine din afara ta, poate părerile celorlalți, poate circumstanțele din viața ta. Însă trebuie să înțelegi că puterea este la tine. Nu trebuie să îți controlezi viața, ci trebuie să fii prezent și conștient în ea pentru a vedea îndrumarea care ți se oferă în fiecare moment. Nu uita că nimic nu este întâmplător. Noi alegem să trăim viața la întâmplare, însă totul este interconectat până la cel mai mic detaliu. Atunci când suntem treji, cu ochii larg deschiși, putem să vedem aceste sincronicități și aceste îndrumări divine pentru ca noi să ne trăim menirea cu adevărat pe acest pământ, ca noi să fim ancorați în energia sufletului nostru și nu în energia ego-ului nostru, al sinelui nostru fals. Trăim într-o lume duală și asta este cea mai mare provocare a umanității, să ne detașăm de lumea fizică și să fim mai mult ancorați în energia sufletului nostru. Așa că lucrează cu energia ta, descoperă ceea ce trebuie să descoperi, fii sincer cu tine și acționează în consecință cu ceea ce sufletul tău te îndrumă să faci. Te îmbrățișez cu drag, să ai o zi minunată!